Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. La microfon Daniel Săuca, astăzi stăm de vorbă cu Nicolae Joldoș, președintele PNCCD Sălaj. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua, domnul Săuca, dumneavoastră și ascultătorilor noastre. A emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. O primă întrebare, mai există PNCCD? Da. Sigur că există PNCCD. Nu mai este partidul ce a fost acum 12-16 ani, dar PNCCD rezistă, se zbate în tumultul politicii, atât la nivel național, mai ales la nivel național, cât și la nivel județean, la nivelul județului Sălaj. Lucrurile sunt destul de grele pentru noi, însă trebuie să continuăm, să ducem mai departe principiile, spunem noi, ale Partidului Național Țărănesc, un partid, așa cum știți, istoric, atât de vechi, care nu trebuie, nu merită și nu trebuie să își piardă identitatea. Da, am înțeles. A reușit vreun penețist la alegerile din decembrie să intre în Parlament? Da, în cadrul Alianței România Dreaptă, Partidul Național Țărănesc, și sigur, nu pare o chestiune foarte importantă, dar oricum după 12 ani am reușit în cadrul Alianței România Dreaptă să obținem două locuri de parlamentari, respectiv un loc în Camera Deputaților și un loc în Senat. Unde, așa cum vă spun, după 12 ani suntem din nou reprezentați, sigur, nu cum ne-am dorit, nu cum ar trebui să fim, însă avem doi reprezentanți în legislativul României. Nu aveți un grup parlamentar și așa mai departe? Sigur, pentru a face un grup parlamentar în Camera Deputaților trebuie să ai minim 10 deputați, ca să spun așa. Parlamentarii noștri, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, sunt afiliați grupului PDL, datorită faptului că noi am fost aliați în cadrul Alianței România Dreaptă la alegerile parlamentare din decembrie. Și astfel, atât PNCCD-ul cât și Forța Civică și-au afiliat, având un număr de doar 2 parlamentari, PNCCD respectiv vreo 3 Forța Civică, s-au afiliat grupului parlamentar al PDL. Între timp și ARD-ul a cam sucumbat? ARD-ul sigur că a fost o alianță electorală și prin definiție o alianță electorală își are viața până la alegerile pentru care a fost în cazul nostru alegerile parlamentare. Ea a fost o alianță făcută pentru alegerile parlamentare, iar din punct de vedere juridic, sigur că în acel moment alianța i-a sfârșit. Sigur că în continuare noi avem o relație bună cu foștii noștri colegi de alianță, ca să spun așa, și ne situăm pe centru dreapta a politicii la nivel național și deocamdată suntem cel mai apropiați de colegii noștri, foștii noștri colegi de alianță, fapt pentru care am și parlamentarii noștri s-au și afiliat grupului PDL. Alianța, în schimb, cum v-am spus, sigur că din punct de vedere juridic a fost finalul ei la alegerile parlamentare, dar ca și proiect politic încă se poartă discuții cu aliații noștri. Unul a fost vise cu domnul Mihai Răzvan Ungureanu ca și un fel de port-drapel a acestei alianțe, cu pregătiri pentru alegerile prezidențiale, de fapt, în 2014. Sigur, Alianța România Dreaptă a avut, a fost formată din Partidul Democrat Liberal, Forța Civică și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Niciunul dintre aceste partide încă nu și-a desemnat un candidat pentru alegerile prezidențiale, care sigur, lucru care ar trebui făcut cât mai repede pentru a prezenta electoratului un
posibil candidat, lumea să înceapă să se gândească la el ca un posibil viitor președinte. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu, spun eu, continuă să fie un posibil candidat al Forțe Civice, de ce nu, poate și PDL-ul sau chiar Partidul Național Țărnesc Creștin Democrat îl va susține într-un astfel de demers. Așa cum, după cum știm, este singurul care încă vorbește aproape la fiecare apariție despre o alianță de centru-dreapta. O continuare a alianței România-Dreapta, ca să spun așa. La nivel central se poartă discuții între partide și încă nu avem desemnat un candidat la prezidențiale. Partidul Național Țărnesc personal consider că trebuie să meargă într-o alianță pentru viitoarele alegeri prezidențiale și sigur că și domnul Mihai Răzvan Ungureanu este unul dintre posibilii dintre numele discutate la nivel central din punctul acesta de vedere. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Lotisolul Politic, astăzi cu domnul Nicolae Joldoș, președintele PNZCD Sălaj. Care au fost cauzele înfrângerii ale de la alegerile parlamentare? Noi ne așteptam sigur că ne așteptam la o înfrângere, nu la modul la care am fost, la modul în care am reușit să strângem doar 17% din numărul din cei care s-au prezentat la vot, doar 17% și au ales să voteze cu Alianța România Dreaptă. Motivele cred că, după cum știm, la alegerile locale care s-au desfășurat în același an și din punct de vedere sociologic este inexplicabil cum de la alegerile locale, unde PDL-ul a obținut în jur de 20%, sigur PNţCD-ul, cel puțin la nivelul județului Sălaj, a obținut un procent de vreo de 3%, ar fi trebuit să obținem undeva peste 20%. Noi am sperat și am luat în calcul în a obține 20% din alegeri și sigur implicit din locurile în Parlamentul României. Însă cred că ce a intervenit între alegerile locale și alegerile parlamentare a fost acel referendum de suspendare al președintelui, care consider că este singura explicație pentru care această alianță nu a obținut cel puțin la fel de mult ca și în alegerile locale. Și de asemenea a fost iarăși târziu constituită această alianță, ea neputând fi bine implementată în mintea electorului român, ca să spun așa. Deci aceste două cred că au fost motivele. În primul rând, referendumul de suspendare a președintelui și faptul că alianța a fost prea târziu constituită. La nivelul județului Sălaj, vă retroșați ceva? Sigur, întotdeauna este loc de mai bine, însă spun eu că la nivelul județului Sălaj alianța a funcționat bine. Am avut o comunicare destul de bună cu partenerii noștri de alianță. În continuare suntem în relații bune și ne întâlnim, discutăm aspecte ale politicii sălăjene. Dar poate la nivelul județului Sălaj ar fi trebuit să muncim mai mult, în special pe colegiul Jibou, ca să spun așa, unde am avut un rezultat extrem de slab și unde Partidul Național Țărnesc Creștin Democrat a făcut campanie pe acest colegiu, având în vedere că am avut candidat la Senat pe colegiul Zalău Jibou. În Zalău scorul a fost bun comparativ cu, sigur, rezultatul general obținut la nivel național, însă pe colegiul Jibou rezultatul a fost slab și îmi reproșez mie personal faptul că pe colegiul Jibou nu a reușit să facem o campanie mai bună și să convingem mai mulți alegători să se îndrepte spre noi. Ce să spun, noi speram că
speram la aceste alegeri că pe colegiul Zalău-Jibou la Senat alianța USL nu va reuși să obțină 50%. Se pare că însă calculele nu au fost, nu ne-am făcut bine calculele, iar deși au obținut chiar undeva la 58% la Senat. Așa că colegiul Jibou este cel care ar fi trebuit să funcționeze mai bine. Haideți să lămurim o chestiune, să știe mediile politice, mediile jurnalistice, că există mai multe PNC-uri, să le spunem așa, generic actualmente. Care este situația? Se va putea regresa? Apropo, au fost și alți membri ai PNC care au intrat în Parlament, deci da, pe altă variantă, pe varianta USL. Eu știu un singur fost membru marcant al partidului care a intrat pe filiera USL, ca să spun așa, în Parlamentul României. Este vorba de domnul Victor Ciorbea, fost președinte al partidului, fost prim-ministru, după cum știți. Situația Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat trebuie privită din două perspective. În sensul că la nivelul, așa cum țin eu legătura cu organizațiile județene, la nivelul organizațiilor județene nu există o scindare. Sigur, există discuții, ca în cadrul oricărui partid politic există discuții și pretendenți la o anumită poziție, lucru care este bun. Dar cel puțin la nivelul județului Sălaș și a principalilor județe ca reprezentativitate pentru Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat nu există scindări. Însă avem o problemă la nivel național, unde domnul Victor Ciorbea susține că ar reprezenta o aripă a partidului. Sigur, și pentru mine personal, în acest moment este destul de confuz faptul că dânsul fiind membru PNL în acest moment, nu mai înțeleg ce calitate juridică sau ce calitate mai are să spună că reprezinte o aripă a partidului. Dânsul a fost un membru important al partidului și sigur că avem, noi putem asculta ce are și dânsul de spus, poate dânsul are o altă viziune, o altă idee despre modul în care poate fi ajutat Partidul Național Țărănesc și eu sunt dispus personal, eu și membrii de partid din celelalte filiere județene, suntem deschiși la discuții, să vedem în ce mod putem ajuta partidul. Pe de altă parte, avem o conducere a partidului care este conducerea, din punct de vedere legal, aceasta este conducerea partidului, ea este reprezentată de domnul președinte Aurelian Pavelescu, care sigur că el girează tot ce înseamnă discuțiile despre posibile alianțe, candidații partidului sunt acum, din punct de vedere juridic, al domnului președinte Aurelian Pavelescu. Aceasta este situația, însă eu personal cred că sunt doar chestiuni de orgoliu, până la urmă, care cred că pot fi rezolvate, deși de mult tot sperăm că aceste lucruri vor fi rezolvate, iar cum v-am spus, la nivelul județului Sălaș, cel puțin nu avem astfel de probleme. Cumva este un concept, se spune, politic depășit, acesta în PNC, un partid al Sălănimii, care nu prea mai există. S-a încercat un fel de reprofilare spre creștin democrație, care se pare, nu prea prinde pe aici, pe la noi, fiind un concept politic mai protestant, să zicem așa. Cum vedeți? Deci, așa cum am spus la începutul emisiunii noastre, eu personal și noi credem că trebuie să continuăm tradiția acestui partid. Nu știu dacă dumneavoastră spuneți că este un partid al Țărănimii. Sigur, în istorie, Partidul Național Țărănesc la acea vreme a fost format prin fuziunea Partidului Național Român din Transilvania,
care reprezenta la acea vreme interesele românilor din Transilvania cu partidul țărănesc din vechiul regat. Această denumire al partidului, Partidul Național Țărănesc, nu ne pune neapărat în postura în care noi suntem reprezentanți țărănimi. Noi suntem un partid creștin-democrat care reprezentăm interesele întregii societăți românești, inclusiv interesele țărănimii. Nu cred că este un concept depășit atâta timp cât creștin-democrația conduce la nivelul Uniunii Europene și zic că singura vină pentru că partidul la nivelul la nivel național nu este acolo unde ar trebui să vină, este vina membrilor de partid și nu a faptului că ar fi un concept depășit. Avem un program politic modern care poate fi aplicat în orice moment și care, spun eu, nu este absolut deloc depășit. Bun, ce veți face concret? Sunteți în opoziție aproape extraparlamentară? Mai aveți încă 3 ani până la viitoarele alegeri? Ce veți face? Concret, Partidul Național Țărănesc trebuie să ducă o politică de alianțe, fără a exclude o posibilă alianță cu oricare dintre partidele care se află dintre partidele din România, și este singura posibilitate, spun eu, cred eu că este singura posibilitate care ne poate face să creștem în acest moment, adică să încercăm să facem alianțe, sigur, benefice pe ambele părți, și ale noastre și ale eventualilor colegi de alianță. Iar din punct de vedere al opoziției, sigur că suntem în aceeași postură în care sunt toate partidele care se află în acest moment în opoziție în România, în care avem o putere care are o majoritate de aproape 70%, iar din opoziție nu putem face altceva decât să aducem la cunoștința opiniei publice eventualele derapaje ale puterii, fără a putea în mod real să ne opunem unui proiect de lege sau unui o posibilă modificare a Constituției sau orice ar avea, oricare ar fi prioritățile actualei puteri. Însă putem să le aducem la cunoștința opiniei publice și opinia publică, societatea civilă poate reacționa. Iar aceasta este o putere mai mare decât cei 70% care au în acest moment USL-ul în Parlament, ca să spun așa. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic. Vă reamintesc astăzi cu domnul Nicolae Joldoș, președintele PNCCD Sălaj. Mai înseamnă ceva istoria pentru sălăjeni? Acest partid are reprezentare de seamă în Sălaj, probabil că cea mai importanță a partidului din istoria lui, sau aproape cei mai importanți. Vorbim aici despre lui Maniu, despre Comelul Coposu. Simțiți că în Sălaj, în jurul nostru, mai înseamnă ceva această istorie? Sincer, ca să răspund direct la întrebare, nu foarte mulți dintre oameni mai sunt interesați de acest lucru. Însă datoria noastră este istoria, ca să spun așa, și la evenimente, la comemorări, la anumite sărbători la care participăm, sunt în general prezenți cunoscătorii. Dar este de datoria noastră și a noastră presă, în general, să aducem din nou și din nou pe la cunoștința oamenilor despre ce au însemnat și ce înaintaș are acest județ ce oameni de stat au reprezentat acest județ. Aici, sigur, putem aminti foarte mulți. Aș prefera să, în acest moment, să spun doar despre Iuliu Maniu, despre Corneliu Coposu, oameni care s-au născut
în județul Sălaj, oameni care au copilărit în județul Sălaj și au ajuns astfel încât oamenii să știe lucrul acesta. Și este de datoria noastră să le aducem aminte despre aceste lucruri. În ce măsură vă veți implica în renașterea acestui spirit, până la urmă, național, patriotic? Am fost pe diverse locuri, știți, lumea vine, dar nu e un eveniment extrem de palpitant, să zic așa, pentru comunități. Cum am spus, putem să ne implicăm prin a spune oamenilor despre aceste lucruri. Participăm și organizăm astfel de întâlniri unde se comemorează acești oameni, mari oameni politici. Spre exemplu, chiar mâine o delegație de la Zalov va pleca spre Sighet, unde vom comemora 60 de ani de la, s-au împlinit pe 5 februarie 60 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet. Mâine vom fi prezenți acolo. Participăm la astfel de evenimente, spunem oamenilor despre astfel de evenimente. Nu știu personal, în acest moment nu găsesc cum am putea mai mult să ne implicăm în a le spune. Cred că principala obligație din punctul acesta de vedere o au istoricii și, sigur, manualele de istorie care se învață în școlile românești, care au în acest moment, au, dar trebuie să aibă și mai detaliat explicate lucrurile care le-au făcut acești oameni. Un om de uită și români uită, poate nu mai pisa ce s-a întâmplat numai cu 60 de ani sau cu 100 de ani. Ei, mulți dintre ei, trăiesc prost sau din ce mai prost. Da, acum, sigur că în aceste momente societatea are anumite probleme. Mulți spun că nu mai interesează ce s-a întâmplat acum 60 de ani, 100 de ani, atât timp cât pe ei interesează să aibă ce să pună pe masa copiilor, să își poată plăti întreținerea, așa mai departe. Însă asta este datoria noastră, a oamenilor politici de astăzi, să reușim să le creăm această bunăstare prin măsuri politice, prin măsuri economice, să reușim să le creăm această bunăstare, dar iarăși trebuie să ne aducem aminte de trecut, trebuie să ne aducem să știm istoria astfel încât să nu repetăm greșelile istoriei. Oameni de o înaltă ținută morală au fost aruncați în temnițele comuniste în anii 1947-48. Întreaga elită românească practic a fost atunci decapitată și lucrul acesta s-a simțit și încă se mai simte în societatea românească. Și noi aveam, și România avea înainte oameni, familii de tradiție, ca să spun așa, care din tată în fiu erau politicieni, din tată în fiu erau medici, ofițeri de carieră. Toți acești oameni au fost luați, aruncați în pușcării, sau nu toți, dar majoritatea dintre ei, lucru care, când ei, la nivel național, practic, ei tot ce înseamnă intelectualitate și o distrugi, este greu să revii chiar într-un jumătate de secol. Să ne întoarcem brusc la politica de zi cu zi. Veți reuși să-i aduceți, să zicem așa, la sânul partidului pe toți cei care au plecat din partid și acum se află în diferite partide sau, mă rog, nu mai fac politică? Nu vom reuși lucrul acesta niciodată. Nu știu dacă este neapărat cazul să încercăm să facem, la un moment dat, sigur, și eu, care încă, deci sunt tânăr, dar sunt în politică de 16 ani, mi-am dorit ca oamenii care au plecat din partid să revină în structurile noastre, însă acum sunt de părere că nu avem neapărat nevoie de
liderile reeșapați sau de membri de partid reeșapați. Trebuie să avem să vină oameni noi, oameni care vin cu sufletul alături de noi și care în momentul când sunt cu sufletul alături de partid și părăsesc mai greu pentru o anumită funcție sau pentru anumite avantaje care le dau alte partide politice. Dacă ne uităm și în Sălaș și în celelalte județe și chiar la nivel național, dacă ar fi să luăm fiecare deputat, fiecare senator, o să găsim foarte mulți care au plecat din structurile Partidului Național Țărănesc spre alte partide și acum sunt oameni cu anumite poziții prin conducerea anumitor instituții sau așa mai departe, dar nu, personal nu cred că avem nevoie de astfel de oameni care schimbă partidele în funcție de interesele lor personale. Îmi doresc suflu nou în Partidul Național Țărănesc, îmi doresc oameni care să vină pentru crezul lor la noi și nu cred în lideri reeșapați. La un moment dat, PNTSE-ul a fost un soi de pepinier de politicieni, de oameni politici pentru alții. Deci mai ales din zona tineretului PNTSE de vremuri. Da. Sigur, cum a fost o pepinieră și dacă acum noi suntem aici în Sălaj, ascultătorii noștri cunosc oamenii politici din Sălaj, dacă iau și se uită chiar în cadrul Partidului Național Liberal, Partidul Democrat Liberal, sunt foarte, foarte mulți oameni care au plecat din Partidul Național Țărănesc și care au reușit în cadrul acestor partide în care au plecat, au reușit să se impună la anumite nivele și să, deci, și-au continuat cariera politică. Au ales să plece la alte partide, sigur, a fost alegerea lor. Asta este, trebuie să trecem peste aceste lucruri, să căutăm oameni noi, lumea trebuie să vină să se implice în politică, pentru că cine spune că nu ne implicăm în politică pentru că este o mizerie, dacă nu se implică în politică, o să fie o și mai mare mizerie, în sensul că niciodată locurile nu vor rămâne libere. Va veni cineva, acel cineva care va veni va fi de cele mai multe ori mai puțin pregătit sau mai puțin capabil să preia o poziție politică ulterior. Să las, mai aveți consilieri locali sau aveți consilieri locali? Da, sigur că cu fiecare an numărul acestor consilieri locali a scăzut. Chiar dacă reușim să ne păstrăm în procente numărul de alegători, în an de an consilierii noștri scad ca și număr. În acest moment avem un număr de 6 consilieri locali, din păcate, foarte puțini. Ne-am păstrat în intenția de vot, județul Sălaș a păstrat intenția de vot sau chiar votul, că nu intenția de vot, chiar votul ca și procente, însă numărul consilierilor locali a scăzut cu fiecare alegeri. Mergem în continuare, sperăm ca la următoarele alegeri locale, pentru că la aceste alegeri locale chiar și un partid mic, așa cum suntem noi, poate să-și încerce șansa. În general, la aceste alegeri, mai mult în comunitățile mici, cum sunt comunele sau satele, se votează omul, în primul rând, este un vot mai puțin politic, ca să spun așa, aș aprecia că este un vot politic în proporție de 30%, iar 70% se votează omul. Aici noi trebuie să ne încercăm șansa și să mergem, să facem cât mai mulți consilieri, poate chiar viceprimar, primar, de ce nu? Vom vedea. Chestiunea este că județul Sălaj la alegerile locale a fost la nivel național discut dintre organizațiile județene PNCD, a fost pe locul 2, clasat pe locul 1 fiind județul Maramureș ca și procente din voturile exprimate
iar cele mai bune rezultate s-au obținut acolo unde s-au creat alianțe. Au fost în jur de 14 județe unde au fost create alianțe, alianțe care au fost premergătoare alianței România Dreaptă, deci cu alianțe create cu PDL, unde scorurile au fost mult, mult mai bune și avem un număr mai mare de consilieri, chiar consilieri județeni sau municipali. Însă la nu v-a ajutat această alianță cu PDL-ul? Nu, noi nu am făcut la alegerile locale, nu am avut alianță cu PDL, am avut alianță doar la alegerile parlamentare. La alegerile locale nu am avut această alianță, dar sigur, cum am spus, noi trebuie să discutăm orice posibilitate de alianță și trebuie discutată din timp. Deci, politica am învățat în cele din urmă că nu trebuie făcută o lună înainte de campania electorală și în campania electorală, atunci politica trebuie făcută pe parcursul sigur, cel puțin 4 ani, ca să spun așa, între ciclul electoral. Și suntem deja în discuții cu partidele de la nivelul județului și cine știe, vom vedea cum vor evolua lucrurile, poate că nu este expusă și o alianță la următoarele alegeri locale. Radio Transilvania Sălău, emisiunea Rotisolul Politic, astăzi cu Nicolae Joldoș, președintele PNCG de Sălaj. Ultima parte a acestei emisiuni, răspundeți foarte pe scurt, vă rog, la un set de întrebări. Înfrângerea PNCCD din ultimii ani a fost cauzată numai de lideri? Sau au fost și alte cauze? Sigur, cauzele putem să le căutăm și putem să le găsim în diferite locuri. Principala vină este a membrilor de partid și, în principal, a liderilor Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Celelalte partide, sigur că au încercat și în bună măsură au reușit să destructureze partidul. Nu putem da vina pe ei. Sigur, sunt oameni care spun că Băsescu este principalul vinovat de decăderea partidului. Nu poți să dai vina pe Băsescu atât timp cât el era adversarul nostru politic și sigur ăsta era țelul, să-și crească partidul lui și să scadă celelalte partide care ar fi putut prinde același culoar electoral, ca să spun așa. Principalii vinovați se regăsesc în cadrul partidului. Decăderea a început în anul 2000, când au fost mai multe greșeli. Dacă îi să ne întoarcem să găsim, putem vorbi de domnul președinte Constantinescu, care atunci a refuzat să mai candideze. Dacă ar fi candidat pentru un nou mandat de președinte, sigur nu l-ar fi obținut, dar în schimb partidul ar fi intrat în Parlament. Dânsul refuzând, liderii noștri au ales să fac o alianță care noi am pus atunci un prag electoral de 5%, care în momentul în care se făceau alianțe creștea pragul la 7-8, mă rog, în funcție de câte partide erau în alianța respectivă. Am ales să facem alianță cu partide practic inexistente la acel moment, crescându-le și mai mult pragul. Au fost niște greșeli care de multe ori stau și mă gândesc și nu înțeleg cum au putut fi făcute. Deci principalii vinovați trebuie căutați dacă este să căutăm vinovați, trebuie căutați în rândurile noastre și nu în rândurile altor partide politice. Dar nici un fost lider al PNCCD nu și-a exprimat scuze sau păreri de rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Și foștii noștri lideri și sunt tot oameni politici, până la urmă este foarte greu să accepte că au greșit, însă au fost niște greșeli care, mă rog, nu trebuie să fii foarte expert în politică ca să îți dai seama că au fost niște greșeli extraordinare. Adică domnul președinte Constantinescu, atât timp cât a fost susținut de Partidul Național Țărănesc pentru a ajunge președintele României, a fost președinte timp de 4 ani, nu și-a asumat acest risc al înfrângerii, pentru că știa că va fi înfrânt în alegerile prezidențiale, însă ar fi putut salva
partidul. Acolo cred că a fost prima lătură și pe urmă au existat tot timpul aceste fracțiuni, s-au făcut tot felul de partidulețe și toate au fost făcute de lideri care și-au găsit câțiva susținători, mai mulți, mai puțini, și au format un partid, dar parte și până la urmă lucrurile. Aceste partide mici au dispărut, au intrat în celelalte partide care în acest moment sunt pe scena politică, iar noi, care am rămas în Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, am fost tot mai subțiați, rândurile s-au fost tot mai subțiate. Vă simțiți amenințată poziția de președinte, de foști membri, de seniori ai partidului? Eu nu îmi simt poziția amenințată. Nu este un lucru care mă definește pe mine, funcția de președinte al Partidului Național. Sigur, sunt mândru că în aceste momente colegii de la Sălaj au ales să mă susțină pe mine. Am primit și susținere. Eu sunt un președinte interimar. Este bine de subliniat lucrul acesta. Am fost susținut și de la nivel central. Dar nu este lucru care mă definește. Nu mi-este frică. Sigur că vom avea o conferință județeană. Sperăm să reușim să o facem până la sfârșitul lunii aprilie, conferință județeană, unde invit toți vechii membri să vină, să spună pe ce poziție vor să candideze și competiția într-un partid nu poate să fie decât benefică. Ca și răspuns, nu mi-este frică pentru această poziție, fiind care nu mă definește neapărat. Am ajuns la finalul emisiunii noastre, dacă dumneavoastră ne aveți să spuneți ceva, să subliniați ceva, vă rog. Da, eu vă mulțumesc pentru invitație, așa cum am spus și în cadrul emisiunii. Mâine ne vom deplasa la Sighet. Cine nu a văzut Memorialul Durerii de la Sighet, este un moment potrivit să vină să îl vadă. Ne putem întâlni acolo. Iar membrilor și simpatizanților PNCCD le spun că îi aștept să ne susțină, să mergem în continuare și să nu dispere, pentru că partidul a mai fost în situații dintre acestea, a fost chiar interzis pentru o perioadă de aproape 50 de ani, în jumătate de secol, și totuși a revenit. Au mai fost momente când au mai fost partide, chiar PNL-ul, care în perioada interbelică avea 2 parlamentari. În acest moment avem noi 2 parlamentari și cred că va veni și momentul când lumea, electoratul, își va da seama că nu poate să meargă tot pe mâna acestor partide care conduc de atâta vreme și se vor întoarce și spre noi. Vă mulțumesc, domnule Jordoș, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere! La revedere!